și cred că în acest moment pot să fiu un om de nădejde în ceea ce ține relația noastră a bucovinenilor din regiunea Cernăuți și din județul Suceava. Și instituțional mulțumesc din toată inima Consiliului Județean Suceava pentru că ne-a oferit posibilitatea să fim alături, să participăm la diferite proiecte. Suntem oameni care avem același patrimoniu, un patrimoniu comun, ne leagă. Nu putem să fim separați, cum s-a și discutat astăzi. Limba este a noastră, face parte din patrimoniul nostru imaterial. Nu putem fi striviți. Să dea Dumnezeu sănătate și minte la toată lumea, pentru că ne-a dat Dumnezeu egal și trebuie să trăim egal. Cel puțin din punctul de vedere al sufletului. Mai departe, vă mai mulțumesc!